Cătălin Cristina Munteanu, bun găsit la știrile Antena 3 Pitești, descoperire cutremurătoare la Călinești. Un adolescent de 18 ani a fost găsit mort în casă în mod inexplicabil. Echipajul ambulanței care a ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru salvarea băiatului, doctorii fiind nevoiți să declare doar decesul. Era singurul copil la părinți, mama lui lucra în străinătate și tocmai se întorcea acasă când a aflat vestea tragediei. Tânărul locuia cu tatăl său, mama fiind plecată în străinătate la muncă. O rudă l-a găsit căzut în casă și imediat a alertat autoritățile. Vecinii spun că băiatul nu lăsa să înțeleagă că ar avea ceva probleme și nu era schimbat în ultimele zile. O primă variantă a anchetatorilor ar fi aceea că băiatul și-ar fi pus capăt zilelor pentru că nu a luat bacalaureatul și a picat examenul la două materii, la matematică cu nota 3,2, iar la anatomie cu 3,5. Polițiștii spun că nu a fost găsit niciun bilet de adio. Polițiștii argeșeni au fost solicitați să intervină la o locuință din comuna Călinești, unde a fost descoperit un tânăr de 18 ani decedat. O altă ipoteză luată în calcul este legată de consumarea unor substanțe care ar fi putut conduce la această tragedie. Se pare că adolescentul, care mergea frecvent la sala de forță, ar fi consumat astfel de substanțe menite să crească masa musculară, iar acest lucru i-ar fi putut provoca moartea. Era ok, au părinții bine, totul ținea la el. Trupul neînsuflețit al tânărului a fost transportat la serviciul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei morții. Cauzele decesului urmează a fi stabilite după efectuarea necropsiei, iar toate împrejurările decesului urmează a fi cercetate de polițiști. Misterul morții adolescentului a fost dezlegat, a murit electrocutat. Se pare că tânărul încerca să repare boxele unui calculator și a atins din greșeală un fir neizolat. Continuăm știrile. Furturile de biciclete sunt tot mai frecvente în Argeș, dar mai ales la Pitești, unde sunt foarte multe vehicule pe două roți, scumpe și performante. Vehicule care atrag atenția hoților. Ultimul păgubaș este un locatar de la blocurile vechi de pe Alea Teilor. Omul a rămas fără bicicleta estimată la o valoare de 1000 de euro. Poliția a fost sesizată, iar autorul furtului este căutat acum. Pe imaginile surprinse pe o cameră de supraveghere din zonă se poate vedea foarte clar că hoțul a sustras bicicleta din scara blocului, unde a reușit să pătrundă cu ușurință, deși perimetrul este dotat cu interfon. Este posibil ca respectivul individ să fie din apropiere sau să fi cunoscut foarte bine zona. Pentru identificarea și reținerea individului, anchetatorii au vizionat toate imaginile de la camerele video montate la imobilele vecine. Cei care pot oferi detalii cu privire la acest furt sunt rugați însă să sune la poliție. În ultima vreme se pare că furturile de bicicletă s-au înmulțit în municipiul Pitești, iar hoții au ajuns să sustragă bunurile în plină zi, fără a avea nicio reținere sau teamă. Jandarmii argeșeni au salvat viața unui bătrân care căzuse într-un șanț plin cu apă. Omul a ajuns la spital unde a fost supus mai multor investigații. Un bărbat de 68 de ani din comuna Popești a fost salvat la timp de jandarmii argeșeni. Omul a plecat în cursul după amiezii la un magazin și nu a mai dat niciun semn ore bune. La lăsarea serii, spriată concubina acestuia, a cerut ajutorul unei echipe de jandarmi ce se afla în patrulare. Oamenii legii l-au găsit pe bărbat și l-au scos dintr-un șanț plin cu apă. Se pare că omul se afla în stare de hipotermie și acuza dureri la șol și faptul că nu poate să stea în picioare. Jandarmii au apelat serviciul de urgență 112 pentru a solicita ajutor medical specializat. Un echipaj murd a ajuns imediat la fața locului, l-a preluat pe bărbat și l-a transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. În urma contestațiilor, rezultatele elevilor argeșeni la bacalaureat s-au îmbunătățit. Astfel, după recorectarea lucrărilor, procentul de promovare a crescut la 71,89, de la 69,99%. Argeșul are acum 8 elevi de nota 10. Ne bucurăm pentru acest lucru. Au fost depuse 1528 de contestații la nivelul județului Argeș. Dintre acestea, 884 au fost note crescute, 201 nemodificate și 443 crescute. Am mai obținut încă un elev media 10 la examen de bacalaureat. Acesta este de la Colegiul Național Ion Cebrătianu și se numește Motoi Alexandru. Îl felicităm pe această cale. Ce urmează pentru cei care nu au promovat acest examen? De astăzi începe înscrierea pentru bacalaureatul de toamnă, în perioada 15-19 iulie. Bineînțeles că mai este o zi de înscriere pentru cei care susțin examenul de corigență pe 26 iulie. Prima probă scrisă va fi pe 21 august.
De astăzi, absolvenții de gimnaziu trebuie să se înscrie la liceele sau colegiile unde vor învăța timp de 4 ani. Până pe 18 iulie are loc înscrierea la aceste unități de învățământ, așa că acolo este forfotă mare. Copiii însoțiți de părinți trebuie să depună dosarele, după care se pot bucura cu adevărat de vacanță. Încă o săptămână plină pentru absolvenții claselor a 8-a. După ce au susținut examenele și apoi au văzut și notele, a urmat repartizarea computerizată. Vineri, 12 iulie, tinerii au aflat la ce licee și colegii din Argeș vor studia, timp de 4 zile. Mai exact, până pe 18 iulie, ei trebuie să meargă la unitățile unde au fost admiși și să depună dosarele de înscriere. Este bine de știut că această etapă este obligatorie, iar copiii trebuie să se înscrie în perioada stabilită, 15-18 iulie. Altfel, elevul poate pierde locul afișat la repartizarea computerizată. Așa cum a promis la evenimentul oficial de lansare în cursa pentru șefia statului, Ramona Ioana Brunsils a început campania menită să ia contact cu nevoile românilor. Reprezentanta umaniștilor și-a îndreptat atenția și către diaspora românească, abandonată atât de ușor de către oamenii politici, care ar fi putut face mai multe pentru starea de bine a cetățenilor. Nu mai putem îngădui ca mințile României, brațele României și sufletele României să plece în altă parte pentru a-și construi o viață și o carieră și pentru a trăi mai bine. România trebuie să redevină acasă. Acasă pentru toți copiii ei. România trebuie să-și aducă înapoi acasă românii. Iar noi ne dorim să construim împreună o Românie în care ei să-și dorească să rămână. Ramona Ioana Brunsils a întâlnit în turneul național început săptămâna trecută și un cuplu de români stabilit în Germania, care nu și-ar mai dori să se întoarcă acasă și despre care a vorbit pe pagina sa de socializare. Cu această ocazie, Ramona Ioana Brunsils a lansat și un apel către politicienii care au uitat să asculte românii. De ce nu v-ați aplecat la nevoile românilor? De ce nu ați ascultat ceea ce ei își doresc cu adevărat? Oare nu trebuia să ne preocupăm și de aceste lucruri mărunte, dar care stresează, supără și care îi descurajează pe români? Oare n-ar trebui să ne uităm la ceea ce se întâmplă cu mai multă atenție și să găsim soluții și să ne aducem românii acasă? Pe de altă parte, acasă rămân mereu speranțele ca cei plecați să se întoarcă într-o zi. Am mari speranțe în experiența care o are profesională și pentru viitorul a copiilor, a nepoților meu, am mari, mari garanții că 100% mi-asigură siguranța copilului meu. Speranțe pentru tineri, locuri de muncă, să nu mai plece în străinătate și să fie alături de noi. Tineretul, vrem ca tineretul să vină înapoi în țară. Tineretul a plecat în mare parte în afară din cauza, știu eu. În aproximativ 5-6 sperăm ca schimbarea asta să, în primul rând, să aducă tineretul în țară, copiii noștri să aibă un viitor asigurat în România, care acum, până acum a lăsat de dorit. În campania lansată săptămâna trecută, Ramona Ioana Brunsils își propune să-i asculte pe oamenii din satele și orașele României și să afle ce contează cu adevărat pentru cetățenii de rând. Egal în amicalul dintre FC Argeș și Turnu Măgurele, s-a terminat 1-1 pentru FC Argeș, marcând Cătălin Barbu. FC Argeș a terminat la egalitate 1-1 confruntarea de sâmbătă seara cu Turist Turnu Măgurele, echipă nouă promovată în eșalonul secund. Pentru echipa noastră a fost cel de-al treilea meci de pregătire din această perioadă precompetițională și al treilea egal. În primele două partide al violeții au încheiat nedecis, 0-0 cu Chindia și 1-1 cu Concordia Chiajna. Condusă pe tabelă, FC Argeș a crescut presiunea pusă pe adversar după revenirea de la cabine. Blejde a fost faultat în careu, iar centralul Robert Avram a indicat lovitură de pedeapsă, care a fost transformată de Cătălin Barbu. A fost un joc care, zic eu, că a fost foarte benefic, mai ales după ce suntem în perioada de cantonament. S-a văzut și la noi și la cei de la Pitești așa o stare de oboseală. Un antrenament bun, spun eu, pentru că mă așteptam ca jucătorii în unele momente de joc să vadă și oboseala, pentru că am avut o săptămână grea. O săptămână în care am muncit foarte bine. Vis-a-vis de meci, am reușit să avem o posesie bună, am reușit să aducem de multe ori mingea până la 70-80 de metri, acolo în ultimii 20 de metri, să încercăm mai mult. A trebuit să luăm acțiuni individuale, unul contra unul, ceea ce am făcut pe începutul celei de-a doua reprize, unde am reușit să și egalăm, dar aveam nevoie de prospețime.
Meci cu 7 goluri la Pitești între FCSB și Herman Stad a fost 4-3 pentru roșialbaștri la capătul unui meci spectaculos. Debut spectaculos pentru FCSB în noul sezon. Roșialbaștri au învins-o pe Hermannstadt la capătul unei confruntări cu 7 goluri pe stadionul din Pitești. Vicecampionii au deschis scorul prin Florinel Coman. Eroul național de tinere din meciul cu Anglia și-a trecut în cont și o pasă decisivă. Le-a servit ideal pe Hora, care a înscris golul său cu numărul 50 în campionatul României. În ultimul minut al primei reprize, Tomu a redus din diferență. Bogdan Andone a mutat în ofensivă și a forțat cu Denis Man. Arădeanul a avut nevoie de numai un minut pentru a-și trece numele pe tabelă. Hermannstadt nu a renunțat la luptă și a reintrat în cărți după golul lui Dandea. Cu toată opoziția portughezului Figueiredo, debutant în Liga 1, FCSB a mai marcat odată. Nedelcu a înscris din centrarea nou venitului Vână și nu a fost rezultatul final. În prelungiri, sibienii au scos un penalty transformat în gol cu mari emoții de Debelgiu. S-a terminat 4-3 și FCSB a obținut toate punctele. Și iată că a fost un meci cu noroc pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești pentru roșialbaștri. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Rămâneți cu Antena 3, la revedere!